La alții sunt acum în niște posturi cheie datorită și voturile noastre care le-am dat pentru domnul președinte Băsescu, dar nu am ajuns să fim sluga nimănui și să batem pe la uși închise. Din momentul de față, avem în momentul de față un singur aliat și acesta este UNPR-ul. Suntem deschiși la orice fel de discuție și este pentru prima oară de când fac politică în care țin să vă spun că sunt deschiși la o discuție cu cei din stânga. Și chiarului politic. Deci nu este interesul meu, al Oprunaru sau al viceprimarului, domnului Olteanu, este interesul partidului și acum, pentru că știți foarte bine că primarii se vor alege dintr-un singur tur, eu cred că va fi indispensabil pentru orice candidat și voturile noastre. Așa că am așteptat destul.